Până în prezent, în 2 săptămâni încheiate, avem pe partea de call center, în relație directă cu populația, mai mult de 12.000 de apeluri. Faceți și dumneavoastră o medie ca să vedeți. Este adevărat că este un volum mai redus pe perioada de weekend și este foarte mare, în special la început de săptămână, cum este ziua de azi, spre exemplu, o zi de luni. Call center-ul funcționează de la 7 dimineața până la 10 seara. Este extrem de activ începând cu orele 8 și până la orele 6 după amiază. Între 6 după amiază și 7 și jumătate se reduce din volum cam la jumătate. Probabil oamenii ajung acasă, iau cina, după care se apucă de autorecenzare. Și avem apeluri inclusiv până la cu numai câteva secunde înainte de 10 seara. Nu închidem, bineînțeles, preluăm toate apelurile și până nu le terminăm, nu plecăm. Spre surprinderea noastră, sunt destul de mulți oameni în vârstă care sună sau oameni cu un nivel de educație mai puțin ridicat. Și au nevoie de lămuriri ca să fie siguri că răspund corect și că nu va fi invalidat chestionarul lor. Preferă cum ar veni să prevină decât să se autorecenzeze încă o dată. Prin urmare, le acordăm asistența necesară astfel încât să se poată descurca și să răspundă corect, să nu mai revină asupra autorecenzării.